O problemă majoră care are deja ani de zile o reprezintă restituirea terenurilor forestiere. Primarii unor localități sunt nevoiți să plătească bani grei pentru daune combinatorii pe zile întârziere, fiind în imposibilitatea de a aplica hotărârile judecătorești. Conform codului silvic, toată pădurea din România se află în domeniul public al statului. Din această cauză, sute de hotărâri judecătorești rămase definitive nu pot fi puse în aplicare. Trecerea din domeniul public în domeniul privat se face în prezent printr-un procedeu dificil, ce implică mai multe instituții. Asupra acestei probleme, senatorul Cristinel Jujan spune că s-a aplecat încă de pe vremea când ocupa scaunul de prefect, iar acum din postura de parlamentar pregătește un act normativ care să ușureze procedura restituirii terenurilor. Sunt probleme pe fond funciar și acum eu mă concentrez în Senat, am vorbit și cu alți colegi, am deja fundamentat actul normativ pentru rezolvarea problemelor legate de restituirea terenurilor forestiere. Este un lucru foarte important. Sunt foarte multe hotărâri judecătorești definitive și revocabile care nu pot fi puse în aplicare, în executare, având în vedere faptul că toată pădurea din România, conformitate cu codul silvic, se află în domeniul public al statului. Iar trecerea interdomenială în domeniul public, în domeniul privat al statului, se face pe un procedeu foarte greoi prin Agenția Națională de Restituire a Proprietăților, cu ADS-ul și cu Ministerul Apelor și Pădurilor. Rujan spune că proiectul este consultat de mai mulți specialiști în constituționalism pentru a nu fi întâmpinate probleme cu viitoarea lege. Procedura este minuțioasă și necesită o atenție sporită. Trebuie să găsim modalitatea constituțională și legală și de asta sunt în perioada în care discut cu oameni din Consiliul Legislativ, de la Curtea Constituțională, specialiști în constituționalism, care să vadă înainte proiectul astfel încât să ne ajungem într-o situație de nelegalitate sau, mai bine zis, de neconstituționalitate. Dar e important să ne focalizăm pe problemele concrete care dor oamenii. Sunt lucruri foarte multe pe care cetățenii poate nu le percep și la care lucrăm în fiecare zi în Parlament, pentru că necesită foarte riguroasă documentare. Nu se poate scrie o lege pe genunchi, pentru că n-ai făcut nimic. Obifezi doar statistic în cadrul acelor statistici din cadrul Parlamentului, dar important e când faci ceva, chiar și o interpelare și o întrebare, să punctezi un lucru sensibil și să dai sens celui care citește să se gândească la acele aspecte sesizate sau la cel text de la acea inițiativă pe care o propui. Senatorul declară că și prefectura trebuie să se implice în astfel de probleme legate de fondul funciar, pe lângă punerea în aplicare cu rigoare a codului administrativ.